Îl știi pe Radu Păltinanu, biciclist. Aventura lui a durat 3 ani și 2 luni. În expediție el a descoperit nu doar drumuri, munți, plaje și râuri, ci și oameni, orașe și multe exemple de organizare a comunităților. Radu spune că cele mai smart orașe le-a găsit în Noua Zeelandă. De aceea s-a întors acolo pentru o nouă aventură. Ceea ce face diferența între un oraș simplu și un oraș inteligent este că autoritățile impun reguli stricte atunci când este cazul, dar le aplică într-un mod uman. Wellington, orașul în care ne aflăm în acest moment, nu ai sensul ăla de individualism feroce. Mie lucrul ăsta, cred că partea asta îmi place cel mai mult la societate de aici și la orașe ca și Wellington. Aici am văzut cele mai smart comunități de pe glob sau dintre toate comunitățile pe care le-am vizitat până acum. Oamenii au un sens și comunitățile au un sens de solidaritate pe care eu l-am mai regăsit doar în Danemarca. Asta ar fi o altă societate în care am trăit și în care am văzut o dinamică similară. În călătoriile lui, Radu s-a întâlnit și cu politicieni locali. Cel care l-a cucerit a fost celebrul ex-președinte al Uruguaiului, José, cunoscut ca cel mai sărac președinte al lumii. Unul care și-a donat 90% din salariu și care a preferat să stea într-o casă mică de fermă și nu într-un palat prezidențial. Am întâlnit cu fostul președinte al Uruguaiului, cu domnul José Pepe Mujica. M-a impresionat omul nu doar pentru faptul că e așa o enciclopedie când te vezi cu el, dar și pentru integritatea asta.